Bună, Oana! Bine ai venit la Cătine! Bună, mă bucur că sunt aici. Mulțumesc pentru invitație! Spune-mi, te rog frumos, cum te-ai decis să intri în mediul online? Mi se pare că a fost acum o veșnicie. În primul rând, cred că momentul a fost atunci când am dat la facultate. Toți din familia mea au făcut ASE Contabilitate și am fost oaia neagră, să zic așa. Sunt și negru astăzi. Nu mă vedeam făcând același lucru în fiecare zi, așa cum făceau ei, și îmi doream foarte tare să am un job creativ. Întâmplarea a făcut că am ajuns la jurnalism, dar mi s-a potrivit mânușă, pentru că am fost tot timpul atrasă de scris. Am avut jurnal, 11 ani și jumătate am scris în jurnal. Și apoi mediul online, mi-am dat seama, când am intrat la facultate, îmi doream foarte tare să lucrez în televiziune. Cred că era visul oricărui student la jurnalism. Însă, treptat mi-am dat seama că mediul online poate să le îmbine pe toate. Adică poți să faci și presă scrisă, poți să faci și radio, să pui voce pe materiale și poți să faci și televiziune dacă vrei să filmezi, ceea ce am și făcut. Și așa, drumul după aia m-a purtat fix în presa online, glossy, feminină. Și de acolo, pur și simplu, lucrurile s-au legat treptat. Nu ți-a fost frică? Să știi că da. Pentru că am fost, în adolescență am fost așa, timidă și introvertită. Și jurnalismul m-a forțat cumva să ies din carapacea mea. Dar mi-am dat seama treptat că asta e ceea ce trebuie să fac. Adică atunci când îți e frică de ceva, fix lucrul ăla trebuie să-l faci. Pentru că dacă te lași cuprinsă de frică, atunci frica aceea devine o barieră în calea ta. Și cam așa, după principiul ăsta îmi ghidez acum viața. Te-ai lovit de hate în online? Și dacă da, cum ai scufat? La început, când aveam blog, cred, atunci da. Însă acum activez mai mult pe Instagram. Și pe Instagram sunt așa o gură de aer proaspăt, de zen. Și atunci e mai greu să primești hate atunci când tu promovezi gândirea pozitivă și lucruri frumoase până la urmă. La început, când primeam hate, mă afecta, asta e clar. Bine, acum dacă stau să mă gândesc, am primit hate chiar anul trecut, când am fost bullied în online de o persoană publică. Dar deja, după atâția ani de online, eram călită și nu mă mai afectează niciun fel. La început, cred că e normal să te afecteze, nici nu știi cum să iei lucrurile. Însă, acum am ajuns la maturitatea necesară să-mi dau seama că hate-ul ăsta nu are nicio legătură cu mine, ci cu persoana care adoptă atitudinea asta și nu le mai au personal. Însă, nu știu, spre exemplu, bullying-ul de anul trecut, de care spuneam venit și din partea unei persoane publice, a afectat-o pe mama mea, care ea nu era obișnuită. Și atunci, intrând, fiind și o persoană publică, au fost și foarte multe comentarii răutăcioase, adică nu doar postarea făcută de persoana publică, ci și mesajele care au venit după. Și mama a fost foarte afectată. Dar am încercat să explic, ok, cine e persoana asta? O persoană care toată cariera și-a construit-o pe scandal? Cine sunt cei care o urmăresc pe persoana asta? La fel ca ea, că vorba aia, cine se aseamănă, se adună. Atunci am zis, ok, are rost să ne pese de părerea ei sau de părerea celorlalți? Nu. Și așa am reușit să o calmez și pe ea și să trecem peste episodul ăsta. Cum faci să ai atât de multă încredere în tine? Că emani prin toți porii tăi încredere și urmăritoarele tale văd chestia asta. Cum faci să ai încredere în tine? Îți mulțumesc tare mult. N-a fost tot timpul așa. A fost un drum foarte, foarte lung, aș zice. Încrederea asta cred că am dobândit-o după 30 de ani. Deci confirm și eu că după 30 de ani se întâmplă lucruri mult mai mișto pentru o femeie. A fost momentul în care mi-a schimbat și gândirea foarte mult. Și am înțeles că, într-adevăr, ce gândești ai atragi. Că, și pur și simplu acum este o decizie pe care iau atunci când mă trezesc. Mă trezesc dimineața și decid, stabilesc, ok, am încredere în mine și mi se întâmplă numai lucruri bune dacă adopt gândirea asta. De curând ți-ai dat demisia și ai pornit-o pe drumul tău. Care a fost cea mai mare provocare cu care te-ai lovit? Îmi doream de foarte mult timp să fac asta. Ultimul job n-a fost tocmai, cum să zic, pe sufletul meu. Până atunci mi-am ales joburile să-mi placă foarte tare, să mă duc cu drag la serviciu, iar ultimul job mi l-am ales strict din punct de vedere al salariului. Am zis să fac pentru prima oară o altă alegere, pentru că atunci când faci aceleași alegeri, ai și aceleași rezultate. Și
Până în momentul ăla, mi-alesesem tot timpul joburile cu sufletul, ca și cum mergeam, nu știu, ca și cum era business-ul meu tot timpul, dădeam 100%, dar am fost dezamăgită. Și a zis, ok, hai să încercăm și altceva. Și a fost ok, doar că nu mergeam cu drag la serviciu. Așa că pândeam momentul în care, nu știu, urma să fac din nou ceva care să-mi placă 100%. Nu regret că am făcut alegerea asta, pentru că tocmai m-a ajutat, adică a fost... A avut ingredientele de care aveam eu nevoie ca să fac în paralel și ceva pe compropriu. Adică m-a ajutat programul, intram foarte devreme, iarăși am făcut ceva pentru prima oară, în sensul că nu-s matinală, și începeam programul la 7 dimineața, dar asta înseamnă că mă trezeam la 6 fără un sfert. Și cum e aia? Cine se trezește de dimineață e toată ziua obosit, dar are și foarte mult timp să facă lucruri. Ieșeam la 3 de la serviciu și atunci aveam suficient timp încât să fac și alte lucruri pe lângă. Așa că atunci când s-a evit ocazia să-mi încep propriul business, am făcut întâi în paralel. Aveam oricum proiecte și în online, pe social media, căci am colaborări plătite și acolo. Pe lângă asta, începusem deja și business-ul și mergeam și la job full-time. Făceam și sport, fac și sport, de 4 ori pe săptămână, deci aveam un program super încărcat și am făcut asta, cred că, jumătate de an. Și mulți ar fi spus, de unde a ta energie sau, nu știu, cum ai făcut față în primele luni din entuziasm. Deci eu am trăit din entuziasm, nu simțeam oboseală, nu simțeam nimic, însă și după ce m-a lovit bine, adică, da. Și în momentul în care s-a evit ocazia, făcând în paralel, am reușit să pun niște bani deoparte, cât să am un confort psihic, să nu-mi fie teamă, nu știu, că dacă renunț la jobul full-time, nu știu, o să fie greu sau... Și după câteva luni, aproape jumătate de an de făcut toate lucrurile astea în paralel, am decis, pentru a treia oară, iată, să mă întrețin doar din proiectele mele. Pentru că, nu știu, sunt norocoși cei care, eu știu, reușesc din prima să-și facă un business și să se întrețină din asta. În cazul meu a fost a treia încercare și iată că a fost și cu succes. Ce detești cel mai mult la oamenii din jurul tău? Ce zic, oamenii care sunt... Uite, eu nu sunt punctuală, dar maxim sfertul academic. Însă dacă a depășit cineva sfertul academic, mă scoate din minți. Asta trebuie să recunosc. Nu-mi plac nici oamenii care... uite, acum o să sune aia. Maică-mea nu că e punctuală. Maică-mea ajunge mai devreme, întotdeauna. Dar faptul că ajungi mai devreme și de ora stabilită, mi se pare că atunci tocmai că ai senzația că a întârziat și mai mult persoana respectivă, când de fapt nici tu n-ai fost punctual. Deci sfertul academic e ok, însă dacă e mai mult, mă scoate din minți, recunosc. E ca și cum, nu știu, e mai valoros timpul persoanei care întârzie decât al meu? Nu. Nu putem călători în timp, dar telefonul tău are acces la internetul de peste 5 ani. Ce cauți prima dată? Să văd dacă sunt top Forbes. Da, e ceva... E ceva ce-mi doresc. Ce era cool în anii 2000, dar este ciudat în 2021? Sprâncenele subțiri. N-am cum să nu mă leg de ceva de beauty. Da. Cum te-ai descrie într-o singură propoziție? Hobbits can jump. Așa spun eu despre mine, că sunt hobbit, da. De-aia, tocuri. Dar în ultimii ani eu am purtat tocuri tot mai rar. Ce-i drept. Și dacă ar fi să dai un sfat cititoarelor noastre, care ar fi acela? Ai încredere în tine, clar. Pur și simplu e o alegere. Că multă lume mă întreabă, dar cum, cu încrederea, cu... Pur și simplu este o alegere. Te trezești dimineața și alegi să ai încredere în tine. Dacă nu tu, atunci cine? Nu știu, este atât de simplu. Și odată ce înțelegi mecanismul ăsta, mi se pare că lucrurile se simplifică foarte mult. Oana, îți mulțumim tare mult că ai venit astăzi alături de noi. Mulțumesc și eu. Îți mulțumim pentru zâmbetul tău și sper să ne revedem cu zâmbetul pe buze și tata. Clar, conduc până aici, clar.